Mergem așadar, doamnelor și domnilor, cu imagini în direct de la Caracal. Vedeți mașina lui Gheorghe Dincă, mașina surprinsă de imaginile de supraveghere când le ia pe cele două fete la ocazie. Este luată acum de anchetatori. Cel mai probabil ea va fi verificată de către aceștia centimetru cu centimetru pentru prelevare de probe. De altfel, ceea ce procurorii încearcă în această perioadă este să scoată din curte toate lucrurile pe care suspectul le-a depozitat de-a lungul timpului acolo pentru a curăța zona, astfel încât să se poată demara căutările în pământ, mai exact spargerea gropilor care au fost acoperite cu beton de către Gheorghe Dincă. Pentru acest lucru s-au adus de altfel utilaje speciale care scanează locul pentru a vedea dacă înăuntru Gheorghe Dincă a îngropat ceva. Este mașina care în spate are geamuri fumurii, tocmai pentru a împiedica oamenii de afară să vadă ce se întâmplă înăuntru. Alexandra Măceșanu ar fi fost rugată să stea în spate, pe bancheta din spate, deoarece Gheorghe Dincă aruncase pe scaunul din față anumite lucruri, argumentând că acel scaun este ocupat. În spate însă geamurile erau fumurii. Există imagini care arată că Gheorghe Dincă a urcat în mașină pe bancheta din spate, acolo unde ar fi lovit-o pe tânăra de 15 ani, pe adolescenta de 15 ani. Este mașina care apare și pe imaginile care erau la Dicot Craiova în urma dispariției Luizei Melencu. Mașina în care s-a urcat și aceasta. De altfel, procurorul Dicot Craiova este cel care, văzând cazul Alexandrei la televizor, s-a sesizat imediat, văzând modul de operare, a sunat la poliția din Caracal și s-a deplasat cu o fotografie a autoturismului, văzând că și în imaginile surprinse în cazul Alexandrei vorbim despre aceeași mașină. Așa au ajuns de altfel să îl identifice în respectiva zi pe Gheorghe Dincă, de asemenea în funcție de apelurile care au fost date și în funcție de telefoanele pe care le deținea acesta. Mergem mai departe.